Una o facem la tigaie, una sous vide. Aparatul e un fel de termoplonjon cu termostat și o pompă de recirculare a apei. Se prinde pe marginea oalei și el învârte apa în continuu în oală, în timp ce o ține la o temperatură foarte fixă. Rezultatul final arată ceva de genul, hai să vedem. O să avem nevoie de o punguliță cum e asta de la Ikea, de congelator, sau mai am folosit în video cu cotletul de la Crăciun, pungi Ziploc originale pe care le-am luat de pe Amazon. Și hai să vedem starul videoului, cărnița. Astea sunt starurile acestui video. Două vrăbioare identice. Una o facem la tigaie, una sous vide. Sub vid ar fi, dar mai corect ar fi în suc propriu, fiindcă asta o să o vidăm în pungă cu niște condimente și o băgăm în apă. Și se face în suc propriu. Deci sare, piper și praf de usturoi. Grăsimea asta e cam mare aici și o să tai o parte din ea ca să nu rămână prea tare. După cum am zis, punem sare, piper, și usturoi granulat. Mai este o schemă, să dați un pic de condimente și pe lângă ea, că după aia o să-i puteți face în acest fel marginile, că și alea le mâncăm. Perfect, arată minunat. Și acum trebuie să o băgăm în această pungă și să o vidăm. Cum o vidăm fără aparat de vidat, fiindcă există și aparate de vidat? O vidăm prin metoda scufundării în apă. Deci, mai întâi o băgăm în pungă. O schemă să sufletați așa punga, ca să nu ajungă condimente pe zona asta unde se sigilează. Băgăm cărnița în pungă. Ce avem acum așa în pungă? Și presiunea apei, care apasă din toate părțile pe pungă, o să scoată aerul afară. Ideea e să o băgăm în apă până se scufundă aproape de tot și închidem tot, mai lăsăm un deget. Vedeți aici, am lăsat degetul ăsta, o scufundăm de tot în apă și când a mai rămas și degetul ăsta afară, închidem sigiliul. Și dacă vă uitați acum, avem o pungă vidată. Nu trebuie să fie vid perfect, dar a ieșit destul de bine. Asta e metoda de vidat prin scufundare în apă. Și acum, punem cărnița aici, ne pornim jucăria. Deci o lăsăm o oră și 20 de minute la 58 de grade. Aici ne arată temperatura țintă, acum sunt 57,7, fiindcă am băgat cărnița rece și ea o să stea acolo și o puteți lăsa până la 4 ore. Cu cât o lăsăm mai mult, e și mai fragedă. Și de acum încolo începe procesul de gătire. Deci avantajul acestei metode e că puteți folosi o oală oricât de mare. Puteți avea o oală de 30 de kg, de 50 de kg. Chiar într-un video, făcut unul într-un bazin cu apă, au pus două din astea și un porc între vidat. Bine, l-au lăsat vreo zi jumate, trebuie să vă pun link. Dar ideea e că puteți face 10 bucăți din astea, 15-20 deodată și după ce-s gata, le puteți ține la frigider câteva zile până la o săptămână. Și ele nu mai trebuie încălzite și date o crustă. În interior sunt gătite complet. Deci pentru petreceri, de exemplu, puteți face 20 de bucăți din astea în avans, într-o oală mare, le aveți în frigider, când vin prietenii, un pic de crustă în tigaie sau o torță și gata. Toată lumea are ce mânca. Aici am pus apă rece. Asta s-a răcit și se poate păstra așa la frigider până vin musafirii în caz că dați un party sau ce. Pentru vrăbioara la tigaie mai am un video cum se face, dar mai recapitulăm în video ăsta. O uscăm bine cu un șervețel, o dăm cu un pic de ulei de măsline, sare și piper și o punem în tigaie. Prima oară o dau pe foc tare câte un minut pe fiecare parte, ca să-i dăm față, vorba aia, îi facem crusta inițială,
După care o scot din tigaie, îi bag termometrul și monitorizez temperatura internă. Scopul meu după ce am făcut crusta e doar să ridic temperatura internă la nivelul dorit de doneness în engleză, nivelul dorit de gătire. În cazul ăsta am țintit pentru 5-8 de grade, dar un pic am depășit. Adaug unt și usturoi în tigaie. Untul o să preia aroma de usturoi și prin faptul că îl tot pun peste friptură, o să duc aroma de usturoi în friptură. Am depășit în cele din urmă temperatura, am ajuns undeva la 62 de grade, tot e destul de bine. Crusta la ceas sous vide e foarte diferită. Dăm focul tare și întoarcem tot din 15 în 15 secunde. Scopul e să nu creștem temperatura internă prea mult, doar să pârlim, ca să zic așa, exteriorul. Pasul ăsta se poate face și cu o torță. De-aia nu o las mult într-un loc și o tot învârt, ca să nu ajungă căldura prea adânc în interior, ca să zic așa. Și după un minut jumate de tot întors și mișcat, arată ceva de genul ăsta. Hai să vedem concluzia videoului. Bun, hai să vedem comparația. Îmi cer scuze dacă se mai aud copiii pe fundal. Deci asta din stânga e făcută sous vide și asta e făcută în tigaie. Scoatem termometru. Opa, a zburat. Fiindcă alunecă termometrul de unt. No, moment umorist. Indirect. Bun, hai să o tăiem pe asta mai întâi. Uai, ce moale s-a făcut usturoiul. Asta e gaura lăsată de termometru. Dar poți să o tai și din cealaltă parte. Ia uitați aici. Ce suculentă e. Asta s-o vin din greșeală. Am lăsat-o în apă vreo 5 ore. Dar hai să vă arăt eu diferența. Deci la asta banda gri este inexistentă. Trebuie să caut două bucăți de mărimi asemănătoare. Asta are bandă gri mai mare, asta nu are niciun fel de bandă gri. Și ca și frăgezime, asta se rupe. Am oprit lumina de la telefon, nu-mi place acum cum se vede. Fiindcă o stat atâtea ore în pungă cu sarea și piperul, asta e ca și cum ar fi stat la marinat. În suc propriu, sare și piper. Asta în interior nu e așa de condimentată. Adică în interior nu-i sărată carnea. Că n-are cum, eventual dacă aș fi lăsat-o la marinat. Dar asta, uitați ce fain marmorată, cum se văd bucățile astea de grăsime din interior. Asta îi dau o frăgezime. Ceasul vid nu are bandă gri sau e extrem de mică. Cea gătită în tigaie se vede că căldura a venit din margini înspre mijloc. De-aia îi zice gradient cooking, gătire în gradient. Asta a fost gătită tot timpul la 60 de grade și crusta i-am făcut-o foarte repede în tigaie, pe foc dat tare, astfel încât nu a apucat să ajungă să facă carnea gri. Deci, diferențele principale. Asta la sous vide e mai fragedă, e mai bine condimentată. Dezavantajul e că durează mai mult, o oră, două, dar majoritatea timpului n-aveți treabă cu ea. Asta e gata în 6 minute, dacă vi-e foame și îi grabă mare, o faceți pe asta. Dar în interior nu îi asezonată și nici nu e chiar așa de fragedă. Sper că v-a plăcut rețeta și că ați înțeles mai bine ce înseamnă gătitul de tip sous vide și care e diferența între acesta și acesta. Dacă mi-e foame, oricare din ele e extraordinar de bună. Dacă ar fi să aleg, asta e mai bună. La școală, învățătoarea întreabă: copii, ce înseamnă ceva abstract? Bulă răspunde: ceva care nu se poate atinge, doamnă învățătoare. Bravo, Bulă, dă-mi un exemplu. Păi, de exemplu, fier înroșit.